Astăzi, în rubrica Medicul de Urgență, să vorbim despre accidentul vascular cerebral. Bună dimineața, domnul doctor, și bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Discutăm despre urgență majoră a vremurilor noastre, cu toate că accidentul vascular cerebral este de când e lumea, se pare că e mult mai amplificat în ultima vreme, în ultima perioadă, și nu zic perioadă aici referindu-mă la neapărat la luni sau un an sau doi, ci în era, dacă vreți, a stresului, a mâncatului mai puțin sănătos, a timpului care nu ne mai ajunge, și este una probabil dintre principalele cauze de deces pe lângă cele cardio, de fapt este una cardiovasculară, este vasculară, dacă nu mă înșel, și cunoscută ca în popor ca și atac cerebral. De fapt este accident vascular cerebral care are mai multe simptome de care veți rămâne surprinși. Foarte multă lume și mai tânără zic, a, nu, că eu sunt tânăr, nu pot să fac greșit. Poate să facă oricine, aproape la orice vârstă, cu toate că, hai să spunem, cazurile la cei mai tineri nu sunt neapărat foarte dese, dar o să vedeți care sunt cauzele, în primul rând, ce rol are colesterolul și așa mai departe. O să ne spună domn doctor mai pe larg și o să ne dea și un ghid de, hai să spunem, de a afla, pentru că asta e cel mai important, care sunt primele semne și mai ales ce trebuie să facem în cazul în care avem aceste semne de accident vascular cerebral. El poate fi de mai multe feluri, dar o să ne spună domnul doctor ce și cum. Luați-o cu început, domnul doctor, am vorbit cam mult acum. Accidentul vascular cerebral este, să spunem așa, de două feluri. Accidentul vascular cerebral hemoragic și accidentul vascular cerebral ischemic. Accidentul vascular cerebral hemoragic apare de obicei la bolnavii hipertensivi sau la bolnavii care au niște malformații vasculare cerebrale, așa numite anevrisme cerebrale, care se rup. Și atunci se produce accidentul vascular cerebral hemoragic. Accidentul vascular ischemic este cauzat de plecarea unor trombi de regulă din inimă, bolnavii care au fibrilație atrială sau care au tulburări de coagulare, în sensul că au prea multe trombocite și care pot să formeze trombi la nivelul vaselor cerebrale și să producă accidentul vascular ischemic. Ca și simptomatologia este aceeași. Bolnavul fie își pierde sensibilitatea, cum spunem noi, are parestezii, pe un hemicorp. Deci nu, o jumătate din o corp. O jumătate de corp. Deci devine ca o paralizie, de fapt. Sau ca o paralizie atunci când apare, se numește hemiplegia, când omul nu mai poate să-și miște o jumătate de corp. Dificultăți de vorbire. Și asta, dar asta apare mai frecvent atunci când accidentul vascular cerebral apare pe partea motorie a creierului. Adică la dreptaci apare pe stânga, la stângaci apare pe dreapta și atunci apare și tulburarea de vorbire, ceea ce numim noi afazie. Bolnavul nu mai poate vorbi. Oricare dintre ele, din cele două forme, apare, categoria bolnavul apare, este adus în urgență, pentru că familia își dă seama, sau chiar bolnavul își dă seama că nu mai simte partea stângă. Domnul doctor, în funcție de gravitatea lor, ca și bolnav, poți, adică ai timpul necesar de a suna la salvarea sau chiar de a veni tu în cazul care nu e foarte grav? Nu. Nu se poate așa ceva. Nu. Deci când îl ai, nu mai... Nu, pentru că instalarea e foarte rapidă. Am înțeles. Și ea, instalarea hemiplegiei sau hemiparezei, se face segmentar. Adică începe omul, prima dată simte că nu mai își poate folosi mâna stângă. Și după aceea ajunge la membru inferior stâng. Recuperarea, dacă se face recuperarea, se face invers. Ultima porțiune din organism care își revine este prima care a fost afectată. Înțeles. Și problema care este, este de diagnostic și de terapie, pentru că diferă.
pentru a vedea dacă este, despre ce este vorba, se face computer tomografia. În urgență, atunci se vede, este un accident vascular ischemic sau este un accident vascular hemoragic și terapia este în funcție de cauza care a produs. Se operează vreunul din ele? Cel hemoragic? Se poate interveni dacă este vorba de un anevrism rupt. Înțeles. Dar de regulă nu. De ce? Pentru că, vedeți, întotdeauna într-un accident vascular hemoragic se poate produce și ischemie. Și invers, în accidentul vascular ischemic, zonele periferice infarctului cerebral, se produce o microhemoragie. Tratamentul este, v-am spus, n-are sens să intrăm în detaliile astea, pentru că asta se face în spital, nu se face la domiciliu. Sub nicio formă. Ceea ce trebuie făcut la domiciliu, după externarea bolnavului, este recuperarea. Care poate dura o perioadă foarte lungă. Poate să dureze mult, foarte mult. Și nu puțin dintre bolnavii cu accidente vasculare cerebrale rămân cu sechele. Adică rămâne cu o hemiplegie sechelară, o hemipareză sechelară. Vedeți că sunt oameni care, mergând pe stradă, își bag în mâna, paralizatul bag în buzunar. Sau tărăsc un picior. Și piciorul tărăsc. De ce? Pentru că asta nu se mai poate recupera. Domn doctor, vorbeam, se întâmplă la orice vârstă? De regulă se întâmplă la bolnav după 50 de ani. De regulă? Rar, de regulă. Rar se întâmplă la cei care au anevrisme, se poate întâmpla și la vârste mult mai tinere. Dar regula este, marea majoritate a bolnavilor cu accident vascular sunt bolnavi de peste 50 de ani. Care sunt principalele cauze, să spunem așa, care duc la accidentul vascular cerebral? Principala cauză la cele hemoragice este hipertensiunea arterială netratată. Bolnavii, deci hipertensiunea are, este o boală care nu doare. Nu este cum să zicem ulcerul care doare. Simți, da. Da? Omul simte că amețește puțin, ce lasă încolo că trece. Dacă ar face tratamentul și ar ține regimul, hipertensiunea arterială este o boală care nu se vindecă niciodată. Dar poate fi controlată. Poate fi controlată medicamentos și prin regim alimentar. Asta ar trebui, deci, asta sunt două lucruri care trebuie asociate. Tratament și regim. Pentru că dacă nu ții regimul alimentar de pildă, iei tratamentul, dar mănânci sărat, bei vin, bei bere, categoric e medicamentele degeaba. Tensiunea tot rămâne la valori crescute. La accidentul vascular ischemic este vorba de regulă de fibrilație atrială, care este cauza unui infarct cerebral. Acolo, iarăși, este un tratament care trebuie luat toată viața, tratamentul anticoagulant. Bolnavul trebuie să știe că nu se mai, fibrilația atrială nu o să mai dispară niciodată, riscul de a face trombi, gheaguri în inimă este foarte mare și atunci trebuie în permanență făcut tratamentul anticoagulant. Și acolo îl duci mult și bine. Da, poți să, cu fibrilația atrială să treci ani de zile. Vedeți, vin bolnav, poate spre azi, de mine am fibrilație. Nu. Dacă nu mai iasă din fibrilație, trebuie explica bolnavul, domnule, poți să trăiești încă de acum ani bun, cu condiția să faci tratamentul care se... Domnul doctor, ce e considerat o urgență majoră, accidentul vascular cerebral? Care este sunt... majoră, pentru că din accidentul, vedeți, aici iarăși nu pot să spui niciodată. Vin nebolnav cu accident vascular și familia întreabă, cum o să evolueze? Aia nimeni nu știe. Da, există și posibilitatea decesului. Da. Acum depinde și de localizare și de cât este de accentuată hemoragia, să spunem. Asta, hemoragia cerebrală este cea mai periculoasă. De ce? Pentru că dacă este o hemoragie masivă, bolnavul ajunge uneori chiar în comă. Nu mai ce se mai face. Și atunci stai și aștepți. Da, dar de obicei, când sunt cazuri mai grave, chiar dacă poate nu se instalează decesul imediat, dar creierul nu mai funcționează și atunci... Păi, vedeți, creierul are nevoie de sânge. În momentul în care îi se sistează fluxul sanguin spre creier, creierul moare. Este foarte, foarte sensibil. Dar condiția este ca sângele să rămână în vase, să nu iese din vase. În momentul în care a ieșit din vase,
deci creierul suferă. Și acolo e problema. Și aia este problema. Cea mai periculoasă dintre toate accidentele vasculare este hemoragia ventriculară. De ce? Pentru că aia este profundă. Acum intrăm în detalii. Creierul are niște structuri și la baza creierului există ventriculii. Așa le spunem, ventriculii cerebrali sunt ca niște camere. Ei, și alea când sunt inundate, acolo este foarte periculos, pentru că acolo practic aproape nu mai ce face. Da. Care sunt, să spunem așa, hai să zicem, câteva reguli, să ne spuneți, domn doctor, pentru a nu neapărat evita, că nu poți să le vizi, dacă e să fie, este, dar niște reguli de bază care, să spunem, ne ține departe oarecum de accidentul vascular cerebral. Adică dacă ne luăm după regulile astea, putem să stăm liniștiți. Deci, odată verificarea tensiunii arteriale. Și verificarea ei și bolnavii care au probleme cu hipertensiunea să-și mențină valorile tensionale în limitele normale, prin tratament și regim. În momentul în care faci tratamentul, prescriții regimul și vezi că valorile tensionale trec peste limitele normalului, atunci să te prezinți la medicul care ți-a prescris. Și asta, iarăși, insist pe treaba aceasta. Nu trebuie să mergi la... Sunt bolnavi care se duc și de la un medic la altul. O fost la un medic, prescris un tratament, merge la altul, i-a prescris alt tratament, și până facem acum pe care să le iau. Păi, dacă te-ai dus la un medic, te duci la medic, iei tratamentul, vezi că nu merge bine, te întorci la medicul respectiv și spui, domnule, vezi că nu merge bine cu tratamentul ăsta, uite ce pățesc. Și atunci medicul reglează tratamentul. Mai adaugă medicamente, crește dozele de medicamente. Deci este o treabă pe care fiecare medic știe să o facă. În momentul în care te-ai apucat și iei toți doctorii din țară la rând, în final nu se face accidentul vascular pentru că nu știi pe care să ce tratament să mai faci. Pentru că ăla nu e bun, nu că nu e bun tratamentul. Sau că medicul nu știe să trateze o hipertensiune, așa ceva nu există. Nu, dar le-ai amestecat. Da. Te apuci și nu mai știi ce să faci. Și atunci du-te la un medic și ține-te de el. Și el îți reglează tratamentul, îți crește dozele, îți modifică schema de tratament. Domn doctor, nu știu dacă este un mit sau e adevărat, există și cazuri în care poți să faci accident vascular cerebral sau pe fondul unei oboseli mari, unei, adică extenuări, exact, stres pe fondul mare. De stres poți să faci, evident că poți, pentru că stresul este unul din factorii care duc la creșterea valorilor tensionale. Când se enervează un om, automat crește tensiunea. Deci poți să faci din cauza unui... Nu, te-ai certat cu cineva, te-ai... Exact, pentru că îți crește tensiunea. Exact cum faci infarctul, la fel poți să faci și accidentul vascular cerebral. Dintr-o dată pii jos, de ce? Că... Infarctul este tot un accident vascular. Exact, dar ăla e la inimă, da. Exact. Deci cam la fel de periculos. De fapt este la fel de periculos ca un infarct miocardic și la fel ca și în cazul infarctului miocardic și accidentul vascular cerebral, foarte importantă este... intervenția, respectiv primele ore sau Deci oricum bolnavul cu accident vascular ajunge imediat la spital. Acolo este treaba de, să spunem, ore. Că accidentul vascular, de exemplu, bolnavul acasă e singur. Depinde când îl găsește familia. El singur nu se, el nu mai are niciun control. Nu are cum. Dar dacă el este dus, acum a făcut accidentul, acum este dus, are șanse mari să scape? Nu, deci evoluția nu poate prezice nimeni la accidentul vascular cerebral. Dar are mai mari șanse decât dacă îl duci întotdeauna. Dar nu e în funcție, că e în funcție de cum e, știi? Dar contează și timpul în care... Da, normal. Deci, foarte important, pe lângă faptul că asta cu hipertensiunea și cu modul de viață sănătos, nici stresul mare adus... Da. Este unul din factori care poate declanșa un accident vascular, stresul. Stresul și oboseala, n-ai dormit cu zilele, efortul fizic exagerat, iarăși poate să crească, pentru că în momentul în care te-a pus să știu, să ridici nu știu ce greutăți, fluxul sanguin crește presiunea. Și atunci dacă este o malformație... Dacă un anevrism undeva, poate ăla pușcă, da. Am înțeles. Da. Foarte important, deci în cazul în care, și sunt sigur că cunoașteți persoane sau de obicei mai în vârstă care au avut sau să știți că nu este neapărat să nu se recupereze, total nu se recuperează, dar în mare parte... Sunt bolnavi care recuperează complet. Complet? Da,
sunt bolnavi care rămân cu sechele. Dar și bolnavul sechela nu este un ca o păpușă. Dom'le, gata, ai avut accidentul, de acum nu mai faci nimic. Pentru că... De ce oricum își revine în mare parte? Își revine, să facă după ce a trecut faza de acut accidentul vascular și bolnavul începe să recupereze, face ceea ce mai poate face. Și domn doctor, cei care sunt mai tineri recuperează mai bine? Nu, deci nu este o regulă asta. E în funcție de leziunile exact, care le are creierul. De extinderea leziunii. Înțeles. Da. Nu uitați, în cazul în care, deci simptomele foarte importante, vedeți că omul comunică greu, dificultăți în vorbire, primele semne, cum spunea domn doctor, nu-ți mai poți folosi un membru ori stânga, ori dreapta, în funcție de amețeli, nu poți te ridici, dificultăți de vorbire, când observați aceste simptome și mai ales că omul nu poate comunica, adică comunică greu, da. Cel mai bine sunați la 112 și așteptați ca în cel mai scurt timp să ajungeți la spital, pentru că nu se poate trata acasă sub nicio formă. Și nici nu aveți nicio șansă să o tratați. Îmi putea spune că este una dintre principalele cauze, nu neapărat știu dacă de deces, dar una dintre principalele urgențe majore. Da, accidentul vascular cerebral este urgență majoră. Deci, pe lângă infarctul miocardic? Da. Da. Domnul doctor, vă mulțumim și vă mai așteptăm și săptămâna viitoare cu informații la fel interesante. Ne vedem în câteva momente, după scurtă pauză de publicitate.